Pe doar 9 luni s-au bucurat șoferii români de carburanți mai ieftini. Până la sfârșitul anului însă vor plăti la pompă și peste 5 lei pentru un litru de combustibil, după ce guvernul a decis reintroducerea supraaccizei. Nu brusc, ci în două etape. Prima creștere va fi aplicată de la jumătatea lunii septembrie. Reprezentanții transportatorilor au reacționat imediat. Spun că decizia executivului va ruina și va duce la scumpiri în lanț. Peste două săptămâni, plinul de benzină va costa mai mult. Peste o lună, va ustura la buzunare. Termenele pe care le-am stabilit sunt 15 septembrie, data la care va fi o creștere cu 0,16 bani pe litru pentru toate cele trei categorii de combustibil, benzină cu plumb, fără plumb și motorină, și data de 1 octombrie va fi o dată cu care va crește cu încă 0,16 bani pe litru. Guvernanții reintroduc supraacciza, pe care abia o scoseseră la începutul anului. În ultimul an, motorina s-a scumpit cu aproape un leu, iar benzina cu 50 de bani. Iată că astăzi carburanții sunt mai ieftini la pompă cu aproximativ 50 de bani. Să vedem și cât va ține reducerea pe parcursul noului an. Minunea nu a ținut 3 zile, ci 9 luni. În ședința de ieri, executivul a hotărât că e nevoie de încă o taxă, pe motiv că eliminarea ei nu a dus oricum la ieftiniri substanțiale la pompă. Nu a trecut mult timp și guvernul din nou a pus ochii pe banii șoferilor și va reintroduce supraacciza la carburanți. În câteva zile, benzina și motorina vor fi mai scumpe cu 40 de bani pentru fiecare litru. Pentru un șofer obișnuit, fiecare plin va costa în medie cu 20 de lei mai mult, iar la sfârșitul anului fiecare va constata că a plătit practic un plin de carburanți în plus. Cumpărăm mai puțin sau facem mai mulți bani să păgăm benzină? Crească prețurile la orice produs, datorită transportatorilor. În cazul transportatorilor, diferențele sunt mult mai mari. Pentru un camion, un plin de benzină sau motorină ar putea costa mai mult și cu câteva sute de lei. Dacă ținem cont de faptul că importăm 70% din necesarul de carne de porc, atunci putem să vorbim despre o influență puțin mai mare a transportului. Transportatorii au anunțat deja printr-un comunicat că vor protesta în fața deciziei guvernului de ieri. Ei vor mări tarifele pe kilometru de luna viitoare.